A fost zi de post aspru astăzi în Biserica Ortodoxă. Prin ajunare și prin rugăciune, credincioșii s-au pregătit duhovnicește pentru praznicul împărătesc al botezului Domnului. Pregătiri pentru marea sărbătoare au fost și în biserici. Potrivit rânduielilor liturgice, în ajunul bobotezei, în locașurile de cult parohiale și mănăstirești, a fost săvârșită sfințirea cea mare a apei sau aghiazma mare. La Catedrala Patriarhală, programul liturgic din ajunul bobotezei a fost unul deosebit. Încă de dimineață a fost oficiată slujba ceasurilor împărătești, apoi liturghia Sfântului Vasile cel Mare unită cu vecernia, iar la final a fost săvârșită sfințirea cea mare a apei sau aghiazma mare. Pentru ziua de bobotează, în curtea Catedralei Patriarhale a fost împodobită o cruce din ramuri de brad, flori și busuioc. De asemenea, pentru slujba aghiasmei mari de mâine au fost pregătite 24 de vase cu o capacitate de peste 12.000 de litri, ce vor fi alimentate cu apă de la izvorul din parcul Grădina Maicii Domnului al reședinței patriarhale.